Compensarea carburanților va fi adoptată prin ordonanță de urgență mâine în ședință de guvern. Dar colegul nostru, Alex Vlădescu, a obținut în exclusivitate pentru dumneavoastră textul ordonanței. Și iată, doamnelor și domnilor, ce spune documentul. Pe perioada 1.7.2022, 30.9, deci până în luna septembrie, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali, persoane fizice și juridice care achiziționează carburanți pentru consum propriu, atenție, și nu pentru comercializare, beneficiază de o reducere de preț de 0,5 lei pe litru. Bun. De aici, din acest paragraf, înțelegem, doamnelor și domnilor, că nu toți benzinarii sunt obligați să aplice reducerea. Este practic cu cine vrea. Al doilea punct important este, iată, acesta. Pe perioada de aplicare a prezentei scheme de compensare, operatorii economici prevăzuți la alineatul 1, pe care tocmai l-ați văzut, vor afișa pe totem prețul redus. Totemul este acel dispozitiv din fața benzinăriilor, doamnelor și domnilor, dar la pompă, atenție, va fi prețul normal, prețul mare, practic, și noi vom vedea, practic, reducerea la casă în bonul de marcat. Mai mult decât atât, tot în textul ordonanței există și o prevedere care spune că dacă benzinarii vor crește nejustificat prețul, se va considera speculă. Bun. Cum și cine poate demonstra asta? Pentru că am mai avut acest subiect în România. Ministrul Energiei se declară însă optimist. Iată de ce. În urma acestei scăderi, practic România va avea un preț, dacă nu mă înșel, al motorine de 1,70 euro, benzina 1,61 euro, va fi practic după Ungaria, care are deja un preț plafonat și are deja coți, cred că cel mai mic preț din Europa. Nu ne-a zis exact cum funcționează și până la urmă, deci nu aplică toți operatorii. Aplică, cred că 80 sau 90% cu certitudine, după părerea mea. Restul, dacă vorbim de operatorii independenți în zonele mici, în zonele rurale, cred că și ei vor aplica acest